duse la examinarea de către Curtea de Casație are cursurile de ultima condamnare la 4 ani de închisoare și 5 de interdicție de a exercita un mandat public în presa media set. Miliardarul afirmă de asemenea că refuză să beneficieze de posibilitatea condamnării calelor în vârstă de a-și executa pedeapsa de la arest la domiciliu. Am avut pe 79 de ani și aș avea dreptul la arest la domiciliu, dar dacă mă găsesc vinovat să își asum această responsabilitate, vreau să merg la cursoarea dumneavoastră la cursoare pentru întâlnirea liber. Acum este dat că interviul acesta a fost tocmai într-un ziar care se numește Libero, când e vorba de închisoare. Dar, în fine, aș vrea să știu eu mai fel de la programul în 4 minute, 8 și 5 minute. Salutul meu, la FM! Thank you.